Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Punte, știi? Și cum se rezolvă cu absențele la școală? Asta mai nu știu, că eu n-am făcut la copilul meu așa. Aha. Dar mă interesează absențele la școală, mai trebuie să duci motivații, cum era pe vreme? Da, da, da. Motivări, nu? Da-le. Scutiri. Scutiri, tată, scutiri. Când eram eu mic, ce m-am uitat? Când eram eu mic, exista inclusiv un trafic întreg de scutiri de-astea în alb. Mie îmi zici. A, ia uite. Se căutau cum îți trebuia parafă de la medic. Da. Și nu orice și parafă. Și scris de medic. Am văzut exact. O știre zilele trecute. Asta se rezolva, o rezolvă. Am scris-o de medic. În Italia am văzut că s-a întâmplat. O familie de părinți, de origine română, români care muncesc în Italia. Ai zis o familie de părinți. Da. Sunt doi părinți, un el și o familie, o familie de... tradițională. O familie normală. Un cuplu. O familie tradițională, nu normală. Ok. A ajuns, românii au ajuns în fața judecătorilor în Italia pentru că copilul lor a lipsit nemotivat de la școală 57 de zile. Oho. La rând. Era mic copilul. Și direct... știi că am mai avut noi anul trecut, la un moment dat, ne-a mărturisit cineva că în Germania sună la poliție dacă te vede cu copilul pe stradă. La ora la care ar trebui să fie la școală, că acolo probabil toți fac cursuri dimineața, cum e normal, nu ca la noi toată ziua. Directorul școlii a anunțat poliția în Italia, care a început cercetări și a fost deschisă o acțiune în justiție împotriva acestei familii de părinți români. Și din ce transmite presa italiană, ar fi vorba de un dosar penal. Sau ar fi fost vorba de un dosar penal, că s-a închis, o să vă zic cum, părinții au adus în instanță, în cele din urmă, niște acte medicale în limba română. Deci scutiri. Da. Care atestau că copilul avea hemoragii nazale și că ar fi fost tratat în România în perioada respectivă, așa că dosarul a fost închis și copilul a revenit la școală, scrie edu.ro. Începători, mă refer la poliția italiană. Eu n-am mai ce să faci. Păi cine nu, a adus dovezi. Ce vrei să fac acum, anchete? Da, mă, hemoragii nazale 50 de zile. E tot cu ce sânge de nas, nu? Dar mi se pare foarte interesant cazul. Adică italienii nu glumesc. Răspund că s-a întâmplat mai în nord. Așa cred, da, nu știu exact unde s-a întâmplat. Bă, de la o dată judecată. A lipsit și cam mult, adică... Da, și ce? În România abandonul școlar este la cote uriașe. Ai auzit de vreo... Adică, uite, asta e o ocazie să deschidem o discuție pe tema abandonului școlar. La care... Vă așteptăm pe voi, cei care ne ascultați, dar evident am vrea să vorbim mai ales cu cadrele didactice. Și, mă rog, toți cei care sunteți pe recepție și pe cei care lucrați în străinătate și aveți copii la școlile de prin Europa. Auzi, da, există legislație în România pentru treaba asta? Că da, există. Noi vorbim, dar... Sunt niște amenzi care se pot da, nu prea este aplicat. Adică la noi poliția poate da amenzi pentru absențe școlare, fără motiv serios. Altor polițiști. Mă scuzați. Părinților. Și amenda este 1000 de lei. Prin alte țări, amenzile se ridică la 100 de euro sau, uite, se întâmplă să ajungă în instanță. Ar trebui amendați părinții care își duc copiii în vacanțe, de pildă, în perioade de extrasezon, când biletele sunt mai ieftine. Asta nu este un motiv de lipsit de la școală. La noi există o regulă. Nu și se poate demonstra simplu, pentru că e suficient să te uiți pe contul de Instagram al copiilor. Da. Că își fac poze, își pun poze. La noi e o regulă, nu știu dacă e lege sau e doar o regulă. Ai voie ca părinte să motivezi, fără să fie necesară orice scutire medicală sau orice motivare, 40 de absențe ale copilului într-un an. 40 de ore. 40 de ore, da. De ore, nu de zile. 40 de ore. Absențe, am zis. Da, 40 de ore de învoire. 40 de ore. Dacă spui că în medie un copil are 6 ore de școală pe zi, asta înseamnă că ai 7 zile în total. Deci poți să faci o vacanță corectă. Dar nu poți să depășești 20% din numărul orelor alocate unei discipline. Deci nu e. Ideea este că, băi, nu se aplică amenziile astea. A fost un oarecare scandal pe la începutul anului trecut, când mai mulți părinți din Arad au primit notificări că vor fi amendați pentru absențele nemotivate, dar nu cred că s-a mai întâmplat nimic. Și la Craiova, poliția locală a trimis la un moment dat anul trecut școlilor o adresă prin care anunța că e împuternicită să aplice amenzi familiilor care nu asigură frecvența școlară a copiilor înscriși în învățământul obligatoriu, scrie tot publicația edupedu.ro. Și cum spuneam, România are una dintre cele mai mari rate de abandon din Uniunea Europeană, peste 15%, dar cauza principală este sărăcia. Mai degrabă decât copiii care se duc la Cortina d'Ampezzo sau unde se duc.
Sărăcia e dublată de dezinteresul față de educația al unor familii. Și nici statul nu pare că se zbate prea tare ca să reducă abandonul. Păi să știi că poate nu e potrivită, sigur, comparația, dar tot sărăcia duce și la plecările astea în vacanță. Sărăcia cu ghilimele de rigoare, în sensul că oamenii nu-și permit vacanțele la care visează și atunci fac cât un artificiu de ăsta și mai au copiii de la școală 3-4 zile ca să-și permită o sesiune de schi în Elveția sau în Italia, unde altfel nu te apropii. Iar cum când am ajuns, îți dai seama, în România am ajuns la nivelul, băi, de sărăcie plecăm în Elveția. Da. Dar nu putem să plecăm în sezon, trebuie să plecăm în afara sezonului. Asta zic. Da, mă, da. Hai că o să vorbiți despre asta. În sensul că suntem mai sărași decât bogaților. Da. Știi? E, nu, la capitolul ăsta. Să duce de râpă, e nenorocire ce a ajuns România. Trebuie să plecăm în Elveția în extra sezon, că nu ne permitem în prin sezon ca bogații. N-avem bilete directe, că de avioane directe către Zurich, am loc cu escală. Bun. E greu. 0372069599. Prieteni, credeți că ar trebui urmărită mai serios aplicarea acestei prevederi legale, care prevede amendarea familiilor care nu-și trimit copiii la școală? Adică credeți că familiile acestea ar trebui urmărite de poliție, cu adevărat, și sancționate? Sau credeți că mai mult strică decât repară? Și credeți că asta ar fi o metodă eficientă de reducere a abandonului școlar? Sau care ar fi? 0372069599, profesori care sunt pe recepție, vrem să auzim experiențele voastre în privința abandonului școlar. Dacă ați reușit să faceți ceva ca să-i aduceți pe cei care păreau să piardă școala, să se întoarcă în clase. Și altfel, părinți din vest, dacă sunt pe recepție, cum sunt tratați copiii voștri la școală din punctul ăsta de vedere? Ce se întâmplă dacă nu vă trimiteți la școală? Vă caută der polițai? Mm-hmm. În timp ce în unele țări din vest, poliția deschide dosare penale împotriva părinților care nu-și trimit copiii la școală. În România există o lege care permite amendarea cu câte 1000 de lei a familiilor care nu-și trimit copiii la școală, dar din câte știu eu nu se dau astfel de amenzi, doar, cine știe, câte un avertisment pe aici pe acolo. 0372069599. Credeți că aplicarea mai serioasă a acestei măsuri ar putea reduce abandonul școlar sau n-ar face decât să agraveze problema sărăciei acestor familii? Dacă exista legea asta pe vremea mea, cred că eram pe viață și eu închis. Gabriel, bună dimineața! Bună, Gabriel! Salut! Bună dimineața! Te rog, salut! Profesor? Da. Chiar într-un sens școală, ca să spunem așa. Profesor, într-un oraș, într-un sat? În mediul rural. Ok. În rural. Da. Voiam să vă spun că problema absențelor apar în principal pentru elevii care au diferite burse școlare, sociale, de merit. Acolo să iau în considerare și să spunem așa, între ghilimele, cam arde dacă au absențe. În rest, vă dau un singur exemplu să vedeți ce înseamnă ideea de absenteism în România. Da. Școală, la sfârșitul anului școlar, un elev care nu participă la nicio oră în cadrul anului școlar, are dreptul să-și încheie media. Da. Să dea teste și să-și încheie media. Ca să vă dați seama cam cât de permisiv este sistemul pentru elevii care lipsesc de la școală. Bun, dar acum ce crezi de ideea asta cu oameni? Mie, eu sincer să fiu, nu cred că ar putea rezolva problema, adică nu cred că ar fi de frică aici. Absenteismul, din câte știu, vine din familii care oricum au posibilități financiare foarte limitate. Le mai dai și o amendă, oamenii ăia săraci sunt și așa înglodați în datorii. În principiu nu se dau amenzi. Din ce știu, știu eu, că nu se dau. Dar dacă s-ar da... Și nu cred că i-ar ajuta, pentru că nici nu ar avea de unde să-i plătească. Și cum ar putea fi redus abandonul, totuși? Cred că într-o strânsă legătură școală, familie și se cam implică și organele, să spunem, poliția comunitară în astfel de situații, dar nu rezolvă în mare parte situațiile. Cred că cel mai simplu e conștientizarea familiei. Mă rog, mulțumesc, Gabriel, nu știu dacă ar fi așa simplu, mi-e teamă că aici e mai complicat, da. Da. Marius, bună dimineața! Salut, Marius! Bună dimineața! Te rog! Sunt un părinte din zona metropolitană a Bucureștiului, am 3 copii, da. 18, 7 și 2 ani. Ok. Sistemul de învățământ este defect. Băiatul meu, care anul ăsta dă Baku,
se duce la școală ca să facă o oră maxim, pentru că restul profesorilor vin, nu vin sau n-au chef de ore. Știi ce, nu? N-ați făcut o reclamație la inspectorat? Ce să facă inspectoratul? E cum ce să facă inspectoratul? Dacă profesorii nu vin la ore, presupun că inspectoratul poate să ia niște măsuri, nu? Ca să vorbesc în termeni, este într-un liceu din top 10 din București, hai să zic chiar în primele 5 din București. Păi, sigur că nu vin cu profesorii la școală sau... Asta e altfel de abandon școlar. Da. Sau... Asta e altfel de abandon școlar. Te împachetează fitul. Să revenim efectiv la abandonul școlar. Învățământul este depășit pentru ce se întâmplă acum. Nu, materiile sunt depășite. Și crezi că de asta nu se mai duc copiii la școală? Că nu le... nu rezonează este curicul? Este un motiv. Da. Este un motiv. Nici eu nu mă dădeam în vânt după analiza matematică, dar oricum m-am dus la școală. Adică n-am suferit chiar așa de absenteism. M-ar fi și usturat un pic ceafa dacă aș fi lipsit prea mult la școală. Uite că dublează cineva tema asta. Ne spune că la școala numărul 11 din București lipsesc profesorii. Și zice, bună dimineața, poate faceți într-o zi o emisiune pe tema absenteismului profesorilor de la cursuri. Okay. E un fenomen real chiar și în școala gimnazială. Profesorii de materii care nu fac parte din examenele de capacitate clasa 8-a, adică toate în afară de română și matematică, lipsesc de foarte multe ori. La noi, la școala 11, clasa 8-a, mai mult de 25% din cursuri nu se țin. Sunt profesori care lipsesc cu zilele. Materii de așa zisă puțină importanță. Cum ar fi sport, geografie și așa mai departe. Uite, facem luni o discuție pe tema asta. Dar nici la mine nu se întâmplă așa ceva la Ștefan la școală, dar uite că deja avem două apeluri care susțin asta. Adrian, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Sunt părinte care a trecut prin sistemul de învățământ. Logic. A un copil care a trecut și el prin tot sistemul de învățământ, începând de la grădiniță și terminând cu facultatea. Problema absenteismului la școală, în primul rând, trebuie rezolvată prin dezvoltarea economică a țării. Păi e că România s-a dezvoltat, are cel mai mare PIB din istorie în momentul ăsta. Dar domnule, lăsați o moarte cum s-a dezvoltat România. Asta păi în ce sens? Adică cum lăsați o moarte? Este poezie spusă statistic, este poezie spusă de guvernanți. Da, uite, deci, să ne ascultați la ora 8, că la ora 8 o să avem niște date despre cum cresc depozitele în lei și în valuta ale românilor. Apropo ale de cui? Poezie. Ale românilor. Ale cărui români. Ale cărui români. Bun, bine. Haideți să revenim la treabă. Chiar aș vrea să vă ascult. Rezolvarea absenteismului, în primul rând, trebuie pus un pic de presiune pe educarea părinților. Nu se poate cu vorba bună, îi obligăm. Nu cu amenzi, că degeaba. Amenda o dai și nu cu ce? Muncă în folosul societății. Avem destule de făcut. Ok. Adică să-i condamnăm, am înțeles. Deci nu să-i amendăm că n-au de unde să plătească, ci muncă în folosul... Scoatem la treabă. În folosul societății. Gândiți-vă că absenteismul școlar înseamnă viitorul asistat social. Da, corect, am înțeles. Mulțumesc. Gata, am înțeles. Corect. Aveți. Bun, este o variantă. Mai avem doar câteva secunde. Robert, bună dimineața. Bună, Robert. Bună dimineața. Din păcate, absenteismul se înregistrează în special în periferie, în comunitățile mai sărace, îndepărtate de școală și da. Extrema cealaltă sta gen beizadele care stau BMW-ul, telefonul de 5.000 de euro și așa mai departe. În general, în periferie, sunt exemplele de pe stradă. Uite, vecinul cu tare n-are școală, dar are BMW, învârte banii cu lopata, a dus 3 mașini, le vinde. Ce-l interesează pe la școală? Vine la școală copilul și spune, păi se poate, domn profesor, și fără se poate bani. Și așa. Uite că tata e acordeonist și câștigă asta într-o seară cât câștigi mata într-o lună. Mulțumesc, da. Avem o problemă și cu modelele de succes în societate, dar, mă rog, asta cred că a fost dintotdeauna, sau nu? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.